Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Iată cum spitalul universitar este, scrie astăzi Hot News, rampa de lansare pentru primăria capitalei. O colegă de acolo, Adelina Mărăcini, a făcut o observație interesantă. Dacă se confirmă faptul că managerul Cârstoiu de la Spitalul Universitar din București devine candidatul PSD-PNL pentru primăria capitalei, atunci, în 5 dintre ultimele 9 alegeri pentru primăria Bucureștiului, un a participat cu șanse importante și a și câștigat uneori, un candidat care era medic la acest spital, care este spitalul municipal, cum este el cunoscut, cel de lângă Eroilor din București, cel mai mare spital din România. Cine, domnul Tolontan, în afară de Sorin Oprescu? Cine a mai fost? Da, dar dacă numeri alegerile la care Sorin Oprescu, că poate oamenii, poate noi toți, nu... Cred că candidat de două ori s-a ales odată, nu mai știu. Nu. În 98, în 2000, în 2008 și în 2012, deci până acum, de patru ori, uh-huh, a candidat Sorin Oprescu. Și a câștigat a câștigat două mandate. De două ori, exact. Asta scrie Hot News. Din această săptămână scriu la Hot News. Sigur, nu e un transfer la fel de spectaculos ca transferul Rapidului, cum ar zice Luca, cum ar spune Luca și George. Mai degrabă George. Mai degrabă George, mulțumesc Luca, pentru că tu ești acest Rahmani al Hot News-ului. Nu, diferența este că sunt mai mulți jucători transferați, mult mai mulți decât se transferă de obicei în fotbal, și de la Libertatea și de la GSP. Apropo, Luca și George, inclusiv Cristian Giambașu va scrie la nou proiect de sport. Ceea ce, vă convine că Cristian a fost tot timpul împotriva, să zicem, dominației echipelor mari și o voce curajoasă a presei din România. Și ce vrei să spui, că Rapid nu e echipă mare? Nu-și revendică tradiția de echipă muncitorească și echipa antisistem? E o liniște mogulească acolo în studio, când am făcut acest mogul. Nu ne băgăm. Vă dați echipă mare acum, da? Okay. Suntem o echipă mică, care o să fim mare, de la anul. Noi tot timpul de la anul. De la anul, da. Bun, până la anul să vedem ce se întâmplă anul ăsta și revenim la această observație. E o atracție totuși, prezența medicilor pe eșichierul politic în general, dar nu doar în București. Nu dau seama. Vlad, tu ce crezi? Chiar ce crezi? Vor nominaliza pe Cârstoiu? Rămâne candidat? Și ce șansă are el? Nu am surse în PSD-PNL care să-mi confirme sau să-mi infirme eventualitatea asta. Mi se pare însă foarte interesant și mai degrabă îngrijorător pentru bucureșteni, dacă am ajuns aici, felul în care alianța de guvernământ, care e compusă din două partide foarte puternice, care domină viața politică din România, deci felul în care această alianță se învârte precum pardon într-o căldare de luni de zile în căutarea unui om care ar avea șanse prin notorietate să câștige primăria capitalei. Din punctul meu de vedere, domnul doctor Cârstoiu pe care îl cunosc și pentru care am tot respectul ca profesionist în medicină, nu mi se pare că a manifestat vreodată vreun interes pentru problemele administrative ale orașului. Adică nu l-am auzit vorbind de soluții pentru dezvoltare urbană, nu știu cât știe în privința asta. Ori, sigur, poate că s-ar putea dovedi un primar foarte bun, nu știi de unde sare iepurele. Dar ideea că alianța de guvernare caută pe cineva care ar putea să câștige prin susținere politică, prin organizare de alegeri și prin notorietate alegerile pentru cel mai mare oraș al țării, în condițiile în care preocuparea, ideile pentru dezvoltarea orașului, pentru rezolvarea problemelor orașului, nu le cunoaștem că poate există. Adică nu mai există niciun fel de manifestare a domnului Cârstoiu în direcția asta. Asta mi se pare îngrijorător pentru bucureșteni.
Să mai adăugăm și niște lucruri factuale. Cătălin Cârstoi este și, are 50 de ani, este și decanul Facultății de Medicină de la Universitatea din București. Spitalele, ca și aeroporturile și alte sisteme sunt extrem de complexe și e adevărat că nu a condus un oraș, dar a condus încă cel mai mare spital din România. În același timp, că dăm informații factuale, oamenii aleg și judecă singuri, cu mintea lor, ceea ce situația pe care noi încercăm să o relatăm ca jurnaliști. În același timp, însă, este la al doilea mandat de manager al Spitalului Universitar din București, pentru că primul mandat i s-a terminat cu un mare reproș public referitor la felul în care, împreună cu alți manageri de spital de la vremea respectivă, în 2016, a reacționat în urma dezastrului de la Colectiv. Adică a fost dintre managerii care susțin părinții celor internați și unii dintre ei au și murit, au refuzat transferul în străinătate într-un fel urgent și care ar fi salvat probabil mai multe vieți. Deci astea sunt lucruri obiective despre ele. Și mai e o întrebare foarte importantă. Și-au pus-o mai multe voci publice. Mi-am amintit de jurnalista Ioana Enetogioi de la Sport Media. În ce măsură un candidat ar fi un candidat real? Adică în ce măsură partidele, așa cum spune Vlad, dau senzația că își caută un salvator, sau mă rog, nu pentru ele, ar trebui ci pentru București, un om care să conducă Bucureștiul și administrația publică de aici, dar nu cumva s-a aliniat de fapt. Dacă nu e un iepure, dacă nu adică cumva... Adică ce, că este iepurele, nu spune-o pe aia dreaptă, adică ce, că ar putea fi iepurele lui Piedone? Exact, exact. Păi, nu că, știi, asta ar merge dacă am avea alegeri în două tururi. Că... Dar întrebarea este din ce segment electoral ar mușca domnul Cârstoiu dacă ar candida? Din segmentul Nicușor Dan? Sau mai degrabă, fiind propus de PSD-PNL, din alegătorii lui Piedone, care se mai apropiat probabil și prin susținerea politică pe care o are de acest segment electoral? Dacă PSD și PNL, nu doar că îl propun și îl și susțin, că am avut cazuri în care nu au susținut partidele pe cine au propus, tocmai pentru că le-ar fi jenă să se alinieze în spatele uneia dintre favoriți, în cazul ăsta, da, Piedone. E o întrebare foarte interesantă și la care să sperăm că se gândește și Cătălin Cârstoiu, apropo de carieră, dedicație, implicare și așa mai departe, că nu e una recare. Am văzut pe Rareș Bogdan, că a început să-l bagatelizeze începând de ieri, că, domne, nu știu, e doctor de dinți, de genunchi. Este un medic cu carieră Bogdan, de medic profesional ireproșabil, medic foarte bun. Adică genunchiul este unul dintre, cum zic, e foarte complex și foarte, foarte sensibil. Sigur, acum să zic, dacă stai mult în genunchi, nu-ți mai dai seama că genunchiul e important, apropo de anumiți politicieni din România. Da, e de urmărit lucrul ăsta și oamenii cu siguranță sunt foarte curioși și am ținut să-l aduc în această statistică seacă, dar care e foarte relevantă. Partidele noastre, așa cum spunea și Vlad, stimați ascultători, urmăresc de fapt de multe ori salvarea imaginii și se uită la oameni care au credibilitate adunată în alte meserii, fără să gândească prea mult în ce fel se translatează asta în competență administrativă sau politică. Da. Eu mă întreb și ce semnal ar da pierderea capitalei sau necâștigarea capitalei de către Alianța PSD-PNL sau plasarea pe poziție 3 cu candidatul lor în vederea alegerilor parlamentare. Deci aici lucrurile sunt... O să fie foarte interesant. Și, mă rog, trebuie văzut neapărat ce se întâmplă la sectoare, pentru că noi uităm, noi ne concentrăm pe primăria capitalei, dar București are o administrație totalmente nefuncțională, trebuie făcută aici o reformă administrativă organizatorică de zeci de ani deja. Sunt 7 primării în orașul ăsta. Și ce se întâmplă la primările de sectoare și acolo va fi interesant. Acolo se fac marile afaceri, nu neapărat la primăria capitalei. Mulțumesc mult, Cătălin Tolontan! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.